De a începe acest videoclip aș vrea să-i fac o promovare lui Bluecrafter. El are 64 de abonați. Pune pe canal promovări speciale, Crazy Walls, Minecraft Skywars, are deja o grămadă de episoade, poate îl rog și pe el să mă învețe să joc. Pune Minecraft Block Party, are intro-uri, puteți să-l întrebați dacă vrea să vă ajute cu intro-ul. Veniți aici pe canal la el, dați like, deoarece văd că are un boost de dislike-uri. La cineva, nu știu de la cine, face și el promovări chiar, deci da, abonați-vă la el pe canal și haideți la episodul nostru de Don't Starve Shipwrecked, e bine, da, Don't Starve Shipwrecked, oameni buni, după ceva timp de când n-am mai postat această serie, deoarece am văzut că nu e apreciată, așa că n-am mai postat din ea, v-am zis, dacă o serie nu primește feedback-ul, dacă o serie nu are un feedback prea pozitiv, atunci nu o să mai fie postat automat. Deci, da, asta înseamnă că din cauza faptului că Don't Starve Shipwrecked o strâns prea greu like-urile, nu mai a fost postat un episod de 2 săptămâni. Deci, da, asta o să se întâmple și în continuare, să nu credeți că e singura dată. Dacă o serie nu e apreciată, nu o să mai fie postată prea curând pe canal. Gen, cred că ori o să mai pun foarte puține episoade și o să zic la un moment dat că gata cu seria asta, ori nu o să mai pun niciun episod și o să opresc. Sau nu știu. Dar să știți, atunci când se încheie o serie, eu de obicei anunț. Mai puțin la Laser Survival, dar în rest, na. S-ar putea ca și seria de Hearthstone să ia capăt, pentru că asta, în primăvară, vine un expansion pack care să sperăm că o să fie bun, deoarece am văzut că s-au schimbat foarte multe lucruri în Hearthstone în rău. Deci s-au schimbat a naibii de multe lucruri în rău, ceea ce nu prea îmi place. Dar, mă rog, hai să vedem, noi aici jucăm Don't Starve și Shipwrecked, suntem prea buni pentru Hearthstone. Jucăm Don't Starve și Shipwrecked, bine că Hearthstone e un joc genial. Hai să tăiem aici niște copaci, 2, 3, 4, 5 copaci, să ne facem plin de lemne. Și da, voi ce ați mai făcut? Ce ați mai făcut la școală? Pentru că știu că și voi aveți școală. Bine, nu toți sunteți în clasa 7 acum. Eu vreau ca în comentariile acestui videoclip să-mi comenteze, să-mi spuneți fiecare dintre voi în ce clasă sunteți. Deci eu sunt în clasa 7, voi în ce clasă sunteți? Ok, deci îmi spuneți în comentarii în ce clasă sunteți. Ăla care îmi zice în comentarii în ce clasă e un abonat super activ. Gen, se uită eu ăla la tot videoclipul și apreciez când dau de unul de genul. Pentru că nu prea sunt atât de mulți, asta e faza. Dar să-mi spuneți, dacă îmi spuneți în comentarii în ce clasă sunteți, înseamnă că sunteți abonat activ, deci chiar cel care îmi zice asta e abonat activ, primește 10 puncte din partea mea. Dar dacă nu, salutări. Bun, hai să vedem. Ce să zic? Ei bine, trebuie să ne întoarcem la bivolia, să mai luăm un bucat de rahat de la de bivol, să punem o fermă. Dar ce noi nu avem ferme și se apropie iarna cu pași repezi de noi, ceea ce e o mare problemă dacă stau eu să mă gândesc, doar că faza bună e că eu aici am deja o casă, am și mașina de Alchemy Engine. Și da, dacă vă întrebați de ce n-am mai postat de ceva timp, ei bine, e din cauza că adică de ce n-am postat, v-am zis, da, de ce n-am continuat de la ziua 5? Pentru că am încercat de mai multe ori, de vreo 2 ori să filmez cu action-ul și nu a mers. Și practic la sfârșitul filmării, după ce am filmat, eu m-am uitat iarăși să văd cum a ieșit filmarea și o ieșit ca dracu, deci nu puteam să pun așa ceva pe YouTube, vă dați seama. Că eu nu postez orice panoramă pe YouTube, așa că na, nu coincidea calitatea video cu cea audio și am zis, bă, Don't Starve și Sheltered, eventual, nu o să mai fie filmate cu action-ul de acum încolo. Pentru că am văzut, frate, cum face action-ul și nu mai vreau să mai filmez cu el. Așa că de acum încolo s-ar putea să ținem noi seriile astea doar pentru OBS. Pentru că OBS-ul, deși e ceva gen YOLO, gen dacă filmezi cu OBS-ul, trebuie totul să-ți iasă bine din prima. Gen, dacă intră mama ta în cameră, dacă se întâmplă nu știu ce chestii, tot tu trebuie să pui episodul, practic aia e filmarea, nu poți să pui pauză cu OBS-ul. Dar, na, cam asta e faza.
niciun program de filmat nu e perfect. Action nu văd că face figuri, dar OBS-ul nu face, doar că filmează din prima tot. Deci asta este și problema cu el. Dacă nu mi-a filmat bine nici acum, ba piciorul, eu acum aștept rechinii să mă atace, deoarece, sincer, în ziua 10 ar cam fi cazul să mă atace. Asta ca să știți. Nu, nu rechinii, lupii, dar ar putea și rechinii să mă atace. Să vă zic eu un lucru în Don't Starve și Prect. Deci, că tot vine noaptea și putem să mai stăm la palavre. Să știți, în Don't Starve și Prect, ori să vă atace lupii. Ca și în celălalt Don't Starve, lupii atacă, știți? Faza cea rea e că după, dacă voi sunteți în apă și acum îmi dau seama că am făcut baza pe la marginea insulei și s-ar putea să fie niște probleme cu apa. Dar, mă rog, dacă voi fugiți pe apă când lupii vă atacă, atunci vă atacă rechinii, automat. Cum i-au făcut ăștia pe rechini? Lua iar naiba. Cum i-au făcut ăștia pe rechini? Ei bine, le-au făcut un fel de reskin lupilor și au făcut rechini. Deci, efectiv, așa au făcut. Ăștia de la Clan Entertainment. Deci, da. Le-au făcut un reskin lupilor și au făcut rechin. Deci asta înseamnă că avem niște lupi de mare, cu alte cuvinte. Practic, Seahound, așa se numesc. Practic, rechin, adică două naibii de treabă, rechin înseamnă și da. Asta ca să știți. Ăsta e Peking Baggins, în caz că l-ați uitat. Nu știu cum l-ați putea uita. El este personajul principal de aici, ce naiba. El e cel mai tare. Copacii ăștia micuți nu au de gând să crească, ceea ce mă enervează, că palmierii cresc extrem de greu. Nu știu de ce, dar văd că ei cresc foarte greu. Da, mă rog. Da, ce să mai zic? Din seria de Minecraft CMP, bine, nu știu, mâine, nu știu ce să postez. Deci dacă voi vedeți acest videoclip și foarte bine, dacă îl vedeți, sunteți abonați adevărați, dar să știți, mâine nu știu din ce să postez. Deoarece aș putea să postez din Don't Starve CMP, adică din noua mapă, că am început să filmăm pe noua mapă, din Don't Starve CMP sau din Don't Starve Laser Survival, din Minecraft CMP sau Minecraft Laser Survival. Eu habar nu am. Deci, sincer vă zic, eu habar nu am din ce să postez mâine. Nu știu, care ar fi mai apreciată dintre seriile astea două? Habar nu am. Nu știu, voi să votați acolo în comentarii, în caz că vă uitați la videoclip, dacă ați ajuns până la minutul ăsta, foarte bine. Sunteți abonați adevărați. Și vă mulțumesc că sunteți aici, dar dacă nu, nu sunteți abonați chiar atât de adevărați, mă rog. Chestia o pot, da, pot să-i dau dig, dar nu știu cu ce m-ar ajuta. Oh shit, uite și un șarpe care dă venin. Voi vă dați seama că dacă șarpele ăla m-a atins odată, mi-am luat rămas bun de la, de la lumea asta, de Don't Starve, da, de Don't Starve. Deci am belit-o dacă șarpele la galben m-a atins. Oh shit. Trebuie să am grijă cu ăștia că dacă m-au atins, mă rog, la galben, dacă m-au atins, am belit pula. Oh shit! Fuck, ce m-am speriat. Mamă, ce m-am speriat. Era să o belesc, era să belesc pula la faza aia. Mamă, frate. Era pur și simplu să o belesc la faza aia. Să mi se ducă mapa, sincer. Era să obelesc, sincer. Deci era să mă duc dracu. Bine, boss. Vin cumva lupii? Stați un pic să-mi pun căștile. Parcă s-ar auzi un sunet așa de lup. Nu știu. Oare? Dacă vin lupii, vai de capul nostru, sincer, pentru că eu n-am niciun chef de ei, dar nu. No. Dacă vin, le dăm bătaie. Ce naiba aș putea să fac?
Hai repede să mergem aici, luăm toate lemnele, foarte ușor. Așa. Bine, bă, stăm foarte bine cu lemnele, chiar genial stăm cu lemnele. Doar că s-ar putea și mai bine. Sau sunete din biome-ul ăsta de... What? A pack animal? Cum adică? Oh, shit, ce m-am speriat de căcatul ăla de acolo, de brască. Lol, m-am speriat, dar mă rog, hai să mergem mai repede. Parcă aș scoate și asta de aici. Aici cred că pot să pescuiesc de aici, dar nu știu ce să zic legat de chestia asta. Packing bag îmi sare acolo niște chestii. Hai să vedem. Repede luăm și chestiile astea. What am I? A pack animal. Da, ești. Chiar ești. Să mor eu din nou. Bun, hai repede facem un chest. Și da, fraților, dacă nu apreciați seria asta, spuneți-mi în comentarii să știu dacă s-o termin. Don't Starve și proiectul mi se pare genial. Eu chiar l-am așteptat foarte mult timp și mi-ar fi plăcut dacă am fi putut să postăm o leacă mai multe episoade. Dar dacă voi vreți să ne oprim la 10 episoade, poate puțin peste 10, ziceți-mi în comentarii și ne oprim cu episoadele, deși mie chiar mi-ar fi plăcut și nu știu ce nu v-ar plăcea. Deoarece este un joc care nu e postat de majoritatea youtuberilor, gen, ar trebui să mulțumesc că postez Don't Starve și Prectu, că nu mulți postează, asta e faza. Îi abia a apărut Don't Starve și Prectu și nu știu ce nu v-ar plăcea la el. Acum înțeleg că vă place foarte mult Minecraft-ul, dar totuși, fraților, acordați-i o șansă. Acordați-i măcar o șansă Don't Starve și Prectului. Adică acordați-le șansă nu doar lui, acordați-le șansă și celorlalte jocuri care nu sunt Minecraft. Pentru că Minecraft-ul nu e singurul joc de pe pământ, fraților. Să înțelegeți, trebuie neapărat să înțelegeți. Minecraft-ul nu e singurul joc de pe pământ care ar merita jucat. Mai sunt o grămadă de jocuri, trebuie să le încercăm pe fiecare. Acest canal a fost făcut ca să ne jucăm mai multe jocuri, să descoperim mai multe jocuri, să facem serii. Să vă învăț și pe voi mai multe jocuri, ca în caz că vreți să le luați și voi. Poate că unii nu le iau prin Steam sau nu le cumpără, dar măcar să le puteți juca să vi le arăt, știți? Nu doar Minecraft pe care îl știe toată lumea, nu. Mi se pare greșit. Așa că hai să vă bară și alte serii, nu știu, măcar câteva jocuri așa pe acolo. Nu știu, chiar mi s-ar părea genial dacă am putea să postăm din mai multe jocuri și să fie apreciate, la fel ca Minecraft-ul. Dar ce merită foarte multe jocuri, un feedback bun, dar nu multe lau, asta e faza. Ok, deci sper că înțelegeți care e faza. Plus că Minecraft-ul, plus că Don't Starve și proiectul o să gate o grămadă de moduri, deci nu înțeleg ce nu v-ar plăcea la chestia asta, gen. Dacă sunteți prea obișnuiți cu Don't Starve normal, atunci putem să adăugăm moduri, putem să băgăm caractere, putem să băgăm o grămadă de chestii în joc, care să vă placă la toți, și mie și vouă. Adică înțeleg că din Don't Starve am înțeles... Cel puțin știu o mare majoritate din tot jocul, dar din Don't Starve și Prect nu știu. Încă mai am de învățat din Don't Starve și Prect. Și asta vă zic, dacă vreți, haideți fraților, apăsați butonul de like să mă motivați să postez în continuare Don't Starve și Prect. Vreau un feedback mai bun la seria asta. Sincer vă zic. Dar ce am văzut că nu e atât de apreciată. Iar ea ar merita, pentru că e o serie genială. Cât am mai explorat noi din mapă, bă, frate, dar ar mai trebui să mai explorăm. Deși eu nu explorez până nu ne atacă lupii. Bun, cam asta am avut eu de zis. Până data viitoare, o zi bună și da, salutări!